Salutare internet și frați peloponezi și bine v-am regăsit la un nou vlog, o nouă trucăreală, o nouă ce facem noi acelișa. Băi, nu ne-am mai văzut de o gălăgie de timp, ca să zic așa. Și încercăm să ne vedem săptămâna asta. Eu încep să filmez acum, dar să vedem dacă mă ajută și doamna cameră să nu mai cedeze. Hello. Băi, frații mei peloponezi, este miercuri și am început munca de bea astăzi și o să muncim doar până sâmbătă, deci o să muncim 4 zile. Am început munca miercuri pentru că luni și marți aparent n-au avut nevoie de șoferi, cei de la RB. Da, n-am mai vorbit de mult, sunt ceva chestii de vorbit așa. O să încerc în astea 4 zile să acopăr așa cam tot ce nu v-am spus până acum. În astea 2-3 săptămâni când n-am mai filmat nimic. Sper să nu cedeze camera. I-am făcut un downgrade la soft, ca să zic așa. Am tot citit câteva topicuri pe tot netul ăsta, pe toate astea, și am zis, bă, hai să-i dau o șansă camerei și să-i facem un downgrade pentru firmware. Și acum să vedem dacă se mai oprește așa din senin. Chestia e că în momentul în care se oprea, tot ce se filma până la momentul opririi se salva, iar în ultima perioadă tot ce se filma până în momentul opririi nu se mai salva. Tocmai de-aia am zis, bă, hai că e timpul să trecem totuși la o cameră mai nouă. De-aia optasem pentru 11, după care am văzut că apare 11 mini. Am dat precomandă de 11 mini, acum aștept să vină 11 mini. Între timp am luat fratele vostru aici, nu știu dacă se vede foarte bine. Am luat și un Insta 360. O să încercăm, nu am momentan niciun fel de accesori, a trebuit să, nu știu, să inventez ceva de acasă din ce aveam, din suporturile mele de camere pentru podcast, pentru lumini, și am luat ceva la mine să vedem dacă putem să tragem și câteva cadre 360. O să urmez în zilele următoare să-mi ajungă și accesoriile pentru ea. Zilele astea trebuie să mă opresc pe undeva să iau un card, pentru că am uitat să iau și card când am luat camera. Bine, aș putea să folosesc cardul la camera asta, dar decât să stau să îl scot de acolo, bagă-l acolo, iar scoate-l, iar bagă-l, tot așa o să ne oprim la un service pe autostradă și o să luăm un card de 64, de 128, vedem, și încercăm să tragem și câteva cadre blană cu Insta 360. M-am jucat un pic ieri, de bea ieri mi-a venit camera, n-am avut timp să o scot așa la joacă, m-am jucat prin casă un pic cu ea. Mi se pare destul de dificil de a filma, de fapt de a edita videourile. Mi se pare destul de dificil, trebuie să le modifici, de fapt să le editezi doar în aplicația lor nativă, după aceea să le export. E puțin cam complicat, dar încerc să mă obișnuiesc și cu ea, am băgat-o și pe asta în arsenalul de track vlog, ca să zic așa, și mai rămâne să revin la o dronă, să vedem dacă îmi permite bugetul să mai iau și o dronă. După ce am pierdut două, mă cam doare sufletul să mai iau încă una, dar încercăm, ce să facem. Da, băi, frații mei peloponezi, suntem la Neston acum, undeva pe lângă, nu știu, pe lângă M56, M53 în zona aia. Astăzi am plecat cu 4 descărcări, dar contrar așteptărilor voastre nu mă supără, pentru că sunt descărcări mișto. Am avut prima descărcare la Iceland, la D-Side. Am făcut acolo, nu știu cât, 10, 12 paleți, ceva de genul ăsta, după care am venit aici la Aldi, la Neston. Am descărcat 5 paleți în 2 minute.
Și acum plecăm către Ostri. O să descărcăm așa acolo vreo 3 paleți. După care mergem la una dintre cele mai șmechere locuri în care m-am dus până acum cu camionul. Nu știu cum să vă zic cum se numește. Ia stați așa, să vedem dacă reușesc să-l citesc eu de aici. Se numește Cricitech. Crici, oricum, e undeva în estul extrem al țării Galilor. Și va trebui să mergem cu camionul din Ostri până în Cricitech ăștia. Să mergem doar prin Snowdonia. Cine nu știe ce este Snowdonia, deschideți Google-ul. N-am cum să mai opresc la viteza asta. Deschideți Google-ul și căutați Snowdonia și vedeți. Este o zonă foarte pitorească a țării Galilor. Super șmecher, sunt niște drumuri superbe. Văd că vremea ține cu noi. Poate scoatem, poate reușesc să găsesc un pack-up. Bine, cu toate că merg numai pe naționale până acolo. Nu știu ce să zic. Oricum, poate găsim un pack-o să ne oprim să luăm un card. Să folosim și camera Insta360. Și momentan cam asta avem de făcut pe ziua de astăzi. Nu știu exact ce o să fac de acolo la Cricitech după ce termin. Probabil o să mă întorc iarăși către zona asta. Nu știu, sau poate încarc ceva de pe acolo, habar n-am. Nu cunosc zona din punct de vedere al trampingului pe acolo. De obicei jobul ăsta îl făceam când eram de zi, aveam două descărcări. Aveam descărcare la Convi sau Convi, habar n-am cum îl citesc ăștia, cum îl pronunță. Avea la Cricitech și după aia mă întorceam înapoi către garaj gol. Și dacă aveam timp sau dacă era, nu știu ce, încărcam de la Flint în drum către garaj. Dar vedem. Așadar, ce să vă zic, să înceapă vlogul, să sperăm că tragem și noi sau că trag și niște cadre blană pe acolo prin Snowdonia. Era blană să fie avut dronă pe acolo, dar aia, vedem, poate vine Moș Crăciun cu o dronă totuși. După ce am dat acum iar 1000 de lire pe două camere, poate vine zi Moș Crăciun și cu o dronă de încă 1000. Să ne reîntregim arsenalul. Da, hai să înceapă trucărea de săptămâna asta. Frații mei peloponezi au ieșit în Ostri. Trebuie să-mi aduc aminte exact pe unde era strada, cred că următoarea, dacă nu mă înșel. Bă, cred că da, următoarea. Știu că prima nu era sigur. Pe aici. Am mai fost aici o singură dată. Cred că am și filmat când trebuia să bagi din stradă cu spatele. E o curte de asta destul de micuță. De fapt, fix asta este curtea, mi se pare, a? Da, fix asta este curtea. Așa. Danke, boss. Danke, boss. Și trebuie să băgăm și noi acelișa și facem un fel de următor. Opa, așa. Senzorii vieții. Opa, așa. O să ocolim și gunoaiele alea. Danke, sunteți deosebiți. Sunteți deosebiți. Domnule, nu-ți pot răspunde acum. Domnul Mircea. Păi cum vezi, am treaba aici, așa. Dar aici am că avem de lăsat 3 paleți. Ia uite,
cu care cred că mai avem unul singur dincolo. Tăgădăm. Nu mai știu atunci, am băgat până în spate de tot. Nu, cred că cam așa. Cam atât. Mă duc și o să las paleții și I'll be back. Cât am ajuns și noi la 10:50. Trebuia să fim la 11, deci suntem la timp. 1, 9, 9, 7, 5, 6. Gata, I'll be back. Peloponezi, am terminat cu criciitic, kikikik, big big. Mi-am făcut o grămadă nervi cu camera asta. Dacă nu s-a oprit de 700.000 de ori, nu știu ce dracu vlog o să filmez eu săptămâna asta. Am tras și ceva cadre cu... Stai boss acolo. Am tras ceva cadre cu Insta 360, nu știu cum sunt, nu știu cum, habar n-am, încă nu le-am vizualizat, ca să vă zic. Deci, dacă o să le vedeți voi, atunci o să le văd și eu pentru prima oară. Mamă, uitați-vă ce frumusețe, mâncați aici gura ta, uitați-vă frumusețe, bă, băiatule. Bă, frumos e, bă, cornul ăsta, bă, să moară măsa. Mamă, deci e prima oară când vin pe aici, pentru că mă întorc prin altă parte. Și uitați-vă cât de super poate să fie. Uite și tu dealurile astea, stâncile, plaja aia. Fai de cap, mă, cât de șmecher poate să fie. Acum nu s-a mai oprit camera. Acum nu s-a mai oprit, bă, camera. Da, am plecat de aici, o luăm pe altă parte, n-am mai fost niciodată pe aici. Mergem în Liverpool. De aici avem cam 3 ore. Oricum trebuie să ne oprim undeva să facem o pauză de 45 de minute. Mamă, cât de super poate să fie. Cum e, mă, să ai casa asta aici, mă, cu view-ul ăsta? Sau aici să vezi așa. Ia uite-te și tu frumuseți. Uite-te și tu frumusețe, bă, fraților. Uite-te hal de frumusețe. Bă, cât de șmecher. Vedeți, de-aia v-am spus că nu-mi displace cursa asta. Chiar dacă am avut 4 descărcări, au fost mai, să spunem așa, mai multe. Dar oricum, pe unde am fost, am stat câte 2-3 minute în afară de Iceland, unde am stat de vreo oră jumate. În rest, peste tot am stat 2-3 minute, am avut de lăsat 2-3 paleți. Dar uite, mă, știu, când ai view-ul ăsta, cum să te super, mă? A? Spuneți-mi voi mie, cum să mă supăr eu? Că aș filma non-stop, aș pune camera acum și aș opri eu când s-ar duce tot cardul. Uitați-vă și voi ce frumuseți. Dar nu înțeleg de ce m-am luat pe aici GPS-ul și nu m-am întors tot pe acolo. Pentru că în mare parte am același traseu de... De fapt, ce dracu, același traseu. Dar am zis, bă, dacă tot m-am băgat pe aici, hai să văd cum e. Net nu am, nu m-am uitat pe Google Maps dacă e ceva, habar n-am să fie aiurea. Am zis-o. Bă, dacă mă bagă Tom-Tomul, îi dăm bătaie. Bă, oricum, superb. Deci, superb. Îmi pare rău că n-am avut ce să filmez pe partea cealaltă. Dar m-am umplut de nervi camera. Chiar m-am umplut de nervi. Nici cu aia nu știu exact ce am tras, că am tot schimbat cardurile între ele. Habar n-am, nu știu, o să vedem acasă. O să vedem acasă ce am tras și dacă am tras. Bă, frumos e, bă, pe aici. Uite-și tu,
Mai am puțin și fac 10 ani și n-am avut și eu cornul ăsta. Am zis că mă duc acum, nu ne-am dus. Nu ne-am dus din cauza vremii. Acum, la vară, nu mai las, nu mai ratez. Deci la vară chiar nu mai ratez. Mă adam cornul. Da, se pare că vom intra până în oraș. Ce biserică șmecheră. Și am impresia că pe aici am mai venit odată. Am impresia că pe aici am mai venit odată. Ori mă înșel, ori am dreptate. Scuze, madam, nu ți-am văzut semnalul, deci chiar nu s-a văzut să moară Jacksoneta. Nici eu n-am dat, dar nici nu l-am văzut. Nici mă jur că nu l-am văzut. Bine, poți să mă înjuri. Poți să mă înjuri. Încerc să-mi dau seama dacă mai fost pe aici, dar... Am o vagă impresie, așa. Ori am fost, ori n-am fost. Am o vagă impresie. Știu că am venit odată și am avut parte de un drum închis și știu că am ocolit pe undeva și a fost singura dată când am venit pe acolo, dar să moară măsă dacă mai mi-aduc aminte de ceva. Deci nu mai am vizual absolut nimic. Deci nu știu, până stând și aia pe acolo sigur nu am fost. Iar eu pe acolo va trebui să merg acum. Deci sigur nu am fost. Nu. Deci nu am fost. Țin minte după indicativul de drum. Nu am fost. Și mă înapoi în 487. De pe ăla am venit pe 487. Nu înțeleg care a fost șmecheria la GPS-ul ăsta, dar m-a băgat pe aici. Chiar nu pot să-mi dau seama. Deci nu pot să-mi dau seama. Păi, dacă el zice că e bine, să sperăm că e bine. Să sperăm că este bine.
Frații mei peloponezi, bună dimineața, vă spun direct din firmă. Din firmă, este ora 7:05 și avem acest răsărit superb. Avem acest răsărit superb. Băi, frații mei peloponezi, aseară n-am mai făcut absolut nimic decât m-am parcat, sau doar m-am parcat. Mă duc și obos? Mulțumesc, mulțumesc. Danke, Schalke. Danke, Schalke, ești un deosebit. Danke. Da, seara n-am mai făcut nimic, doar m-am parcat acolo. Și evident, la ora 4 dimineață s-a trezit fratele Adrian, a făcut schimbul de vagoane, a venit în firmă și se pare că am primit un alt job. Și sunt așa... Sunt foarte, nu știu, nu dezamăgit, dar am o frică. Am o frică pentru că mergem în Erit, în Londra, și după cum știți, în ultimele 4-5 zile... Doamne, în ultimele 2-3-4 zile au tot fost proteste cu ecologiștii pizdii și evident în fiecare dimineață M25 a fost blocată ore bune. Problema e, de fapt, norocul meu poate sta în felul următor. Este ora 7, eu o să iau vagonul de aici și o să mai conduc maxim 2 ore până mă voi parca pe A1 la Graham Services, să-mi fac o pauză de 45 de minute, după care voi pleca către Londra. Cam în fiecare zi, după ora 11-12, s-a cam terminat cu nebuneala de acolo și... Să sperăm că se va termina și astăzi, sau poate nu va mai fi astăzi, pentru că ieri au tot arestat de prin ei și poate au mai speriat, eu știu. Bă, avem de la 245, RBT 245. Mamă, Doamne, dacă nu-mi curge nasăul ăsta și nu știu de la ce, că nu mi-e frig, nu nimic. Mamă, 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 257. 245. Unde ești tu, 245? Dă-mi și mie un semn. RBT 245. Dă-mi un semn. Dă-mi un țâr, dă-mi un bip. Dă-mi un bip că ești voinic. 264 2. Trebuie să fie de ăsta nou nouț. 2, 4, 5. O fi ăsta? Ia uite-l, mă, ăsta-i. L-am găsit pe fraier. L-am găsit pe fraierel. L-am găsit pe fraier. Scăpat și de M25 să moară, să înțepănească, dacă n-a fost blană, blanissimo. Am mers neașteptat de bine, bă, fraților. Ia uite și trenul, și podul, și pădrecul să mă ia, Eurostarul. Auzi ce se duce nebunul. Ce se duce nebunul. Băi, frații mei peloponezi, chiar am mers super, super, mega bine. Să moară, mă, să nu mă așteptam. Bă, nimic pe M25, absolut nimic, nimic. Nici o limitare de viteză, nici nimic, nimic. Mamă, dar ce bate vântul aici, să-mi bat pula și eu am double decker. Eu am double decker direct pe prima bandă m-am pus. Bine, oricum trebuie să și ies de aici, pe banda asta. Hai, bă, nici cu... Bă, uite-te și tu pe urcare cu 2000 de tone și de bea merg, bă, frate, ăștia. De bea merg, bă, băiatule. Au,
audio. Futu-ți Kia, mătii. Futu-ți Kia cheilor, mătii. Acum accelerez, băga mea și pula mătă. După ce m-ai oprit pe mine din avânt. Din avântul prăbușirea m-ai oprit. Oricum ajungem și de vreme la descărcat. Avem descărcare pentru ora 2. Ajungem pe la 1:30. M-am și oprit să mă văd cu un băiat aici la Turoc. Un băiat cu care ne știm pe ne de câțiva ani și uite că s-a întâmplat să ne vedem astăzi, să ne nimerim. Cu toate că mai vorbim pe mes de multe ori. Bă, am trecut pe lângă tine sau bă, cred că te-am văzut, dar uite că de data asta ne-am nimerit. Timing perfect și am și stat cu el vreo 10-15 minute. Am băgat și o cașpeată. Bănuiesc că aici se face aglomerația. Dați-mi frâne, mă, dați-mi frâne. Futu-vă frânele în gură. Uite, bă, uite-te și tu. E între ei cât un teren de fotbal și îi dau un frâne, bă, băiatule. Bă, dacă aș înțelege eu scopul acestor frâne, cred că aș fi mult mai deștept. Mult mai deștept aș fi dacă le-aș înțelege. Dar cum nu le înțeleg, o să rămân un prost toată viața mea. Băga mea și pula în ele de frâne. Mea și pula în ele de frâne. Olo. Bă, cred că de aici o să mergem la South Hall și o să trebuiască iar să luăm M25 ori pe sud, ori pe nord, de la un cap la altul. Și chiar nu știu pe unde să mă înfig. Bă, nu știu pe ce parte să mă duc. Cred că o să mă duc pe nord. Normal ar fi mai lejer și n-ar fi așa mare aglomerație. Dar să vedem când plecăm și de aici și dacă ne ducem la South Hall. De obicei cam asta ar fi următoarea mutare, mai ales cu double decker. Ar mai fi și Sittingbourne. Să încarc de dimineață. Da, să vedem. Să vedem, să vedem. Faceți boșilor aici, mai lărgiți ăsta la 3 benzi? Faceți voi nebunia asta aici sau ce faceți? Da, lucrați la țevile astea. De fapt, stai mă că aici erau 3 benzi. Aici erau 3 benzi. Ia uite, Claudiule, ce liber aici, intersecția ta favorită și preferată. Intersecția ta favorită și preferată, uite cât de liber e. Și uite, nimeni nu blochează intersecția, nimeni nu stă la coadă, nimeni nu se bagă pe a șaptea bandă ca să facă stânga sau dreapta pe prima bandă. Știi lucrurile aia pe care nu le suporți? Ia uite ce liber e. Deci să moară, să înțepănească, nu-i nicio mașină la semafor, îți vine să crezi? Aici unde se fac cozi kilometrice. Bă, nicio mașină. Ia uite-te și tu. Cred că e minune să vezi așa ceva. Bine, când o să termin tot de descărcat la Erit și o să te întorci, aici o să fie coada până în partea aia, până la sensul giratoriu. Râdă-te, dar să vezi ce coada o să fie când ies și eu de aici. Râdă-te, să vezi ce coada o să fie când ies și eu. Alo, haideți la Erit. De fapt, ce trec? Mai avem 6.000 de, un sfert de oră. Și ajungem. Frații mei peloponezi, j-ai finit cu Azda. Am terminat Acilișa și aparent încărcăm ce că de aici din zonă. Am o milă până acolo. Hai, bă, să deschizi și tu. Avem o milă până acolo. Doar ies probabil aici de pe stradă. Nici m-am uitat, doar am băgat postcodul. Ies, intru. Aha. Haley Road. Da, și încărcăm de acolo, ce că se numește Farndale Foods, ceva de genul ăsta. Și încărcăm de acolo, ci că pentru Borough Bridge. La asta chiar că nu mă așteptam. Deci la asta chiar nu mă așteptam. Deja am făceam planul că îmi comand o șaormica la South Hall acolo.
Mă gândeam oare ce încărcare am pentru mâine dimineață, mâine fiind și vineri. N-am fost gata, te egalizez acum. Mâine fiind și vineri, pentru mine mâine nu e ultima zi, sâmbătă o să fie ultima zi. Dar ciudat că m-au trimis ăștia, că încarc pentru Borubrici, deci mâine ajung în firmă. Cred, bănuiesc, sper, habar n-am. Și mâine să plec cu altceva. Cine știe, probabil să cobor ieri la Londra pentru mâine. Este posibil și asta. Păi da, pe aici am văzut că parcă e un drum închis. Dar nu știu care, o da de acolo parcă e închis. Sau ăla din față, nu mai știu. Eu trebuie să mă duc pe partea asta, nu pe acolo. Haley Road Business Park. Deci normal ar trebui să fie ok. Hai să ne mutăm și noi pe banda asta. Ar trebui să facem sens înapoi. Da, nu mă așteptam. Să vedem cât stau și pe ăștia la încărcat de condus. Nu mai am decât vreo 2 ore și un pic. Deci prea departe de aici nu o să ajung. Eu nu știu dacă ajung pe A1. Păi mâncați-aș turcaletele tău. M-ai ridicat-o din mână, dar plecasem. Uite, acum trebuie să stau după toată lumea. Acum trebuie să stau după toată lumea. Sau poate rămân, dacă o dura mult, rămân aici în zonă și dorm. Că acolo e o zonă industrială, aș putea să rămân acolo. Să vedem. Să vedem. Mamă, îmi pare rău de shawarma aia, că îmi pusesem deja în plouă în gură, nu mai la shawarma aia mi-e gândul. Dar să vedem, dacă rămân pe aici, pare ar fi închis. Ba da, drumul e închis, de fix aici ies. La fix, mă. La marele fix. La marele fixan. Ok. Farndale Foods. Mamă, ce e aici? O stai acolo. Trebuie să vedem pe unde sunt ăștia. Să nu spui că trebuie să-mi carc și eu la mână. Ca și double decker. Ok, pe aici nimic. Ok, Meridian. Ferndale Foods, fix în fața mea. Ia uite-l cât de mare e. Ia să vedem pe unde se... Pe unde se intră? In. Aha, ia uite, fix pe aici. Deci și cum intră omul pe intrarea asta mică așa? Cu mașinile aparcate? Nu-i la ăștia. Nu, îmi cer scuze, nu-i la ăștia. Nu-i la ăștia. Ei cred că pe aici intrarea. Farndale. Aha. Cred că pe aici. Pe aici, mă? Da, pe aici. Pe aici. Ok, și aha, trebuie să raportez aici. Ok, am înțeles. I'll be back. Frații mei, pe Lăpăneș, eu care credeam că scap de aglomerație pe M25. Never ever. M-am bucurat degeaba când am venit. Băi, am terminat și de încărcat, am plecat de 20 de minute, ceva de genul ăsta. 20 minute, jumătate de oră, atât mi-a luat să ies de aici. Și evident, având double decker,
N-am putut să ieșim pe prima ieșire de acolo pentru că trebuie să venim pe să selectăm banda 3 și 4 pentru double decker pentru a trece prin tunel și a trebuit să traversăm toată intersecția de care râdeam eu cu mai devreme de Claudiu că trebuie să stea la ea în fiecare zi. Evident asta a vreo 10 minute. Să traversăm toată intersecția, am venit pe partea pe M25 și m-am întors la prima ieșire. Și aparent mergem, de fapt v-am spus că mergem spre firmă, am încărcat pentru firmă. Nu prea îmi convine situația pentru că va trebui să găsesc undeva să mă parchez. Mai am la dispoziție fix o oră și jumătate. Și nu știu unde mă parchez. Deci nu știu. N-am nici cea mai vagă idee unde mă pot parca eu în seara asta cu double decker-ul ăsta. Aș vrea să am și loc să-l decuplez că na, bârie frigiderul. După cum vedeți și aglomerație. Nu mă interesează mă, niciun de ăsta, mă interesează live traficul aici. Ăsta mi-arată cam aici, am un minut întârziere, uitați-vă ce coadă e și mi-arată un minut întârziere. Nici nu vreau să mă gândesc ce-o fi pe M25 mai încolo. Am zis că o să merg pe M25 până la A1 și o să urc pe A1. Nu mă duc pe nu mă duc pe M11 pentru că pe M11 nu știu pe unde aș putea ieși să mă parchez pe vreun național, nu cunosc zona, așa pe A1 fiind alternează dintre autostradă și național, sunt ceva locuri de parcare pe acolo, ceva lay-by-uri, mai știu și câteva naționale, A605, ăla care se duce spre Hitchin pe acolo și sunt ceva lay-by-uri să mă parchez, dar sper doar să ajung într-o oră și jumătate, să vedem. Uitați-vă și voi ce coadă, bă, frate. Bă, ce coadă nebună. Uite, dacă aveam și eu, dacă nu aveam decăr, ieșeam pe ieșirea asta, nu mai pierdeam jumătate de oră să ocolesc tot, să stau și acolo la coadă. Și ieșeam și eu aici, dar având double decăr, trebuie să selectez banda 3 și 4 și dacă ieși aici, n-ai unde să o selectezi. Și te trezești cu amendă, pentru că evident aici e control tot timpul. Sau opresc așa tot traficul, te bagă la bariere și te scoate cu escorta în partea cealaltă. Și așa, dar trebuie să fii mereu atenți aici când venim, că na, câteodată uiți că ai double decker și poate ești pe aici, din instinct, sau oricum GPS-ul nu face, ba da, face diferența, ăsta face diferența. Uite, de exemplu, aici mi-arată cu roșu că nu am voie, interzis camioane, uite, mai în spate, uite, interzis, a, fix de înălțime, fix de înălțime scrie, cu toate că e puțin ciudat și să vă explic și de ce este puțin ciudat. Limita de înălțime pe partea aia este 15,9 feet, inch, cum au ăștia, da? 15,9 în viziunea lor înseamnă 4,8, adică 4,89. Ăsta al meu are 4,88. Și cu toate astea eu am indicativ de înălțime 16 feet, 16 picioare, 16,0 inch, da? Și totuși în teorie aș putea trece pe tunelul ăla, dar în practică nu am voie să mă duc pe acolo. Trebuie să-l urmez pe ăsta de aici, din partea asta. Da, tare ciudat. Ai, dă-i boss în pis, dacă ia uite unde te duci în față. Te duci în pulă în față. Fix în pulă te duci în față. Fix în pulă te duci în față. Și am terminat și pe ziua de astăzi. Vedem pe unde dracu ne parcăm și să sperăm că avem timp să ajungem. Normal nu am foarte mult de mers de aici până la intersecția cu A1, dar na, în funcție de trafic, oricum trebuie să trec de intersecția cu E11 care e la fel aglomerată, la A1 acolo evident că iar se va face haos, plus că mai e și aici, mai sunt ieșirile astea pe A13, A12 care se aglomerează, dar e și o oră de vârf, evident, e 5:30. Cât să fă, n-ai cât să fă, asta este. Da, ne vedem mâine dimineață. Probabil, evident, ne vedem iarăși în firmă, vedem ce job mai primim și mâine. Mâine este penultima zi. Dacă mă parchez acolo pe A1, probabil o să mai am vreo 3 ore până o să ajung mâine dimineața în firmă, deci pe la 7, 7:30, 8. N-am niciun motiv să mă grăbesc, pentru că probabil o să ajung și o să fac pauza acolo în firmă. Nevastă-mea acum e la muncă,
n-am de ce să mă duc acasă. Dar vedem. Să o fac mâine pe drum, o pauză, nu știu. Nu, momentan nu fac niciun plan. Singurul plan este să mă parchez, să ajung pe A1, să mă parchez pe undeva. Ăsta e singurul meu plan. Ne vedem mâine. Vă salut aici de sub Tamisa. Vă salut aici de sub apă. Ne să cred. Minune să-mi bat pula, s-a aprins camera. S-a aprins camera, bă, frate, după o zi întreagă de ciufulit la ea. Băga mea și pula în ea de cameră. Băga mea și pula în camera vieții. Uite, bă, s-a terminat ziua, s-a aprins camera, mă. Băga mea și pula. Băi, frații mei peloponezi, ziua de vineri s-a dus. S-a dus pulii de suflet ziua de vineri. Suntem pe A34, tocmai am plecat de la Didcot. Ce să vă zic, am stat 193 de minute să descarc. Băga mea și pula în Tesco, a 1000 și a miliarda oară să-mi bat pula în Tesco și în rasa lor și în morții lor și în rasa lui Tesco și a lui morții lui Tesco, lui morții lui Tesco, lui morții lui Măsa în gâla muie, cine a inventat Tesco. Să mă cac în traista lui Măsa, cine a inventat Tesco. Să-mi bat pula în Tesco și în toate Tesco-urile care există pe fața pământului, să le iau în pulă. Amin. Na, că m-am răcorit. Băga mea și pula în Tesco. Bă, frații mei peloponezi, ce să vă zic? Rezumatul zilei de astăzi? Păi, am plecat la ora 4, m-am parcat aseară pe A1, într-un lay-by de mai bine mai mă parcam, să-mi bat pula, n-am dormit deloc. Dacă nu m-au zguduit ăștia, m-a zguduit frigul. M-am oprit, mai aveam, nu știu, 4 minute sau 5 minute mai aveam până la 15 ore. N-am reușit, era full A1 de camioane parcate în lay-by-uri. De-abia am găsit undeva să mă strecor. Evident, un lay-by de la foarte îngust. N-am avut loc nici să decuplez. N-am avut loc nici să stau cu cabina dată într-o parte, că aveam parapet ăla. Dacă nu m-au zguduit toată noaptea camioane. Bă, toată noaptea să-mi bat pula mea, bârâi, frigul ăla de m-a luat dracii. Să moară, mă, s-am avut marfă congelată și normal la aia la congelată e pe start-stop. Ei, să-mi bat pula în el de start-stop dacă a mers. Dacă nu, a băgat non-stop, nu s-a oprit de nicio culoare. Dimineața când am dat prima cheie la camion, ce crezi că a făcut frigiderul? S-a oprit, mă. S-a oprit, mă, fix când am plecat eu, s-a oprit și el din bâreală. Băga mea și pula în pulă. Da, am plecat la 4 de acolo, am ajuns în jur de ora 8 prin firmă. Am lălăit-o și pe acolo vreo 20 de minute, până la urmă mi-au dat descărcarea asta la Tesco, la zi, la Didcot. Am făcut și până aici aproape 4 ore. Și evident m-a prins vineri, eram condus 9 ore și 6 minute. Miercuri am condus 9 ore și 1 minut, țineți minte că v-am spus, bă, sunt parcat aici, trebuie să mă parchez. Deci am mirosit 10 ore de condus, bine, cu 1 minut, 2, mă fut în el. Chestia e că acum mi-aș fi dorit să ajung până la Gloucester, pentru că evident de aici de la Dicul m-au trimis la Gloucester să iau mâine dimineață o încărcare pentru Sherburne din Elmet, deci gen spre casă, mâine fiind și ultima zi. Și am și doar 13 ore. Și uite că era relativ bine să mai fi avut astăzi condus ca să pot să mă duc până la Gloucester acolo, dar din păcate haide repede, 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 repede. Nu mai apuc să mai mă mut. Hai totuși să ne mutăm, să vedem. Să vedem. Că ăștia merg ca pulile. Ăștia merg ca pulile. Da, nu ajungem la Gloucester, o să ne oprim pe A419. Normal, nu, că accelerezi. Păi da, luați aș T5 sau T6-le în pulă. Să ți-l iau. Să ți-l iau în puletă. Păi da, mi-ești pula în rasa ta să-mi bag. Băga mea, ești pula în rasa ta. De sărman.
Și o să ne oprim în sus pe A419, asta e, stăm pe acolo, ne oprim acum pe M4, ne oprim la Membury, cred că se numește serviciul, fix până în, până în ieșirea de Swindon, ne oprim acolo să luăm și noi ceva la, să băgăm la Ramazan, probabil un cafeceu, nu știu exact ce e pe acolo, dar mi se pare că e cafeceu, așa și n-am mâncat de mult cafeceu. Luăm și ne băgăm la Ramazan și ne parcăm și facem nănică. Altceva ce dracu să facem? Altceva ce dracu să facem? Ne trezim la 4, mai avem după aia vreo 20 de minute, nu știu cât mai o să facem până la, până la Gloucester. Sper să fie încărcat vagonul pentru, pentru Sherburne, să nu stau pe acolo prea mult. Pentru că o să stau la descărcare și la Sherburne, fac pariu că o să stau și pe acolo la, la descărcare. Și asta a fost și ziua mea de vineri. Asta a fost și ziua mea de vineri. Evident, avem pe aici cu roșu, avem aglomerație probabil la ieșire pe M4. Avem ceva aglomerație, pentru că mai în fața A34 e închis, nu știu de ce, am văzut de dimineață, de fapt, de când am venit încoace. Am văzut că era pe panor cu închis, probabil o fi fost accident, ceva, habar n-am. Și evident că toată lumea iese aici pe M4 și probabil de aia se și face aglomerație, că de obicei nu prea am prins mai niciodată când, și am venit de multe ori de aici, gen seara, târziu, inclusiv vinerea, și nu, niciodată nu am prins aglomerație. Hai, avem timp la dispoziție, cât am, 40 de minute, ba nu, vreo oră am să mănânc, dar cred că o să-mi iau la pachet și mănânc, nu mă opresc, ca să mă mici repede să și să-mi găsesc și loc de parcare. Știu că mai am oprit pe A419 un lay-by cu bordură de aia pe mijloc, gen să nu treacă camioanele, să te zăpăcească de zgomot sau să te miște, și ar fi bine să ajung până acolo. Am 7:45 de condus, mai am o oră și un sfert și asta mi arată că fac o oră jumate până la Gloucester. Deci ar trebui să ajung destul de aproape. Dacă nu aveam aglomerația asta de 8 minute, cred că mă riscam să mă duc până acolo, gen să o las la vale, să la 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 și ajungeam. Oricum nu mă duceam până în Gloucester, trebuia să mă opresc unde, în zona industrială, unde parchezul de fiecare dată. Și dacă ajungeam până acolo, era mișto că aveam și Sainsbury și puteam să-mi iau ceva de mâncare. Eu nu știu dacă mai avea la ora asta mâncare caldă, dar ne descurcam, nu-i problemă. Avem caserola aia care ne încălzește electric și găseam cu siguranță ce să-mi ia de... să crăp în mine. Da, gata și cu ziua de vineri, v-am făcut rezumatul așa în 2, 3, 4, 5, 6 minute. V-am rezolvat și pe ziua de astăzi. Cart tot nu am găsit, am găsit un singur card astăzi de cumpărat unde m-am oprit la zi... pe M1, unde mi-am făcut și duș, am un singur car și avea 16 giga, nici nu avea rost să-l iau, mă fut în el. O să văd, dacă mai mă opresc mâine pe la vreun servis, cred că la Streș am acolo, e posibil să găsesc, dar nu e, că încep foarte devreme și e închis magazinul, că e de la de telefoane, dar dacă nu, nu o să aveți cadre cu camera cu Insta360 decât ce am filmat în prima zi, care probabil deja l-ați văzut pe Facebook, nu e cine știe ce, oricum e destul de greu de editat. Și o să iau duminică când mă duc pe afară cu fetele, o să mă opresc pe undeva și o să iau un card. Și poate săptămâna viitoare să vedem când muncim și cum muncim. Momentan am confirmarea că muncesc de luni până vineri, dar să vedem dacă se va schimba ceva peste weekend. Dacă nu, avem săptămâna viitoare 5 zile. Să sperăm că avem și vreme mișto și ne putem folosi de cameră. Ia uite, ce ai făcut, boss? Te-ai pierdut, nu știi pe unde ești, a? Mi-ai pula măta cu Audi-a lui morții tăi. Și că ar cam trebui să înceapă coada. Cel puțin așa arată Tom Tomicu. Și că cam de aici
Ar trebui să înceapă coada. Asta e bine dacă dai coada până aici, că am cât? 3 mile până la ieșire. Mamă, 6 km. Nebunesc. Să mergi bară la bară 6 km. Hai că mergem ceva. Cam încep să se aprindă stopurile de frână în față. Da. Cred că cam până aici ne-a fost. Oh, Bogameș. Trebuie să dăm și noi aici avarii. Să nu vină nebunii. Da, până aici. 2000. Le băgăm și noi. Așa am mers bară la bară. Eu dacă pierd și timp de condus, Bogameș și pula. Bogameș și puleta. Gata, boss, ca să se stingă și asta, când sparge ochianele aici. Tema și monitorul vieții. Da, hablamos mañana, frații mei peloponezi. Ne vedem mâine, că altceva n-am ce să filmez decât când stau în coadă. Ia uite, se uită la Mickey Mouse. Ne vedem mâine. Asta, frații mei peloponezi, în a patra zi de muncă, este sâmbătă. Și tocmai am plecat și eu de la Sherborne. Este 9:30. Am terminat de descărcat și speram și eu că mă duc prin Leeds pe undeva să mai colectez ceva și mă duc acasă, dar de unde? Dacă e ultima zi, trebuie să se respecte să fie așa la maxim, nu? Și plină de nervi. Aola, am început la 4, la 4:30. Am fost la Gloucester, am luat un vagon, exact cum am spus aseară, pentru Sherborne. Am venit aici, l-am descărcat. N-am stat mult, contrar așteptărilor. Într-o oră am fost gata. Și acum ne-au trimis la Grimsby să încărcăm pentru Widnes, ceea ce evident că eu nu am cum să fac descărcarea la Widnes. Deci mă gândesc că poate ori ajung în firmă cu vagonul ăla, ori îl încarc probabil pentru altcineva. Îl încarc pentru vreun coleg și după aia să-l las pe undeva, pe acolo, sau să-l aduc gen încoace, habar n-am. Eu nu am cum să mă duc la Widnes pentru că am deja 4 ore de condus. Mai facem acum cam o oră și un pic până în Grimsby, 5 ore. După care avem iar încă o oră jumate, oră 45 până acasă. Până la Widnes acolo ar fi de condus, nu știu, cred că 3 ore, 3 ore și un pic, ceva de genul ăsta. Ceea ce eu nu am cum să fac. Și evident e și ultima zi și cu atât mai mult nu am cum să mă duc, dar haide, mă. Hai. Nu știu de ce după atâția ani tot nu mă învăț minte și am așteptări ca ultima zi să fie lejeră. Chiar nu știu, sunt atât de proș și atât de cretin încât nu mă obișnuiesc niciodată. Aleargă fata mea, aleargă. Aleargă și pentru mine. Sunt atât de proș și de cretin încât nu mă obișnuiesc niciodată că ultima zi trebuie să fie ca pielea de păpulă. Așa trebuie să fie ultima zi. Hai. Hai, ce să facem? Nu știu de ce merg așa încet aici, ce s-a întâmplat? Tractor sau ce dracu e în față? Mașini, da, tractor, da. Bine că ești și mai la sensul ăsta giratoriu. Așadar, haideți la Grimsby. Și vedem după aia unde lăsăm vagonul ăsta, dacă ne întoarcem cu el în firmă. Dacă ne întoarcem cu el în firmă, ar fi ok. Deci e 9:30, pe la 10:30, pe la 11, fără ceva, o să fiu acolo. De fapt, 11, cred că. O să fiu la Grimsby. Dacă mă încarcă ea într-o oră,
12 încă originale, pe la 2-3 dacă aș termina și eu, ar fi ideal. Ideal ar fi. Dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Nici trafic, nici accidente, nici nimic. Aia mai lipsește. Fix aia mai lipsește. Oh. Băi, frații mei peloponezi, băi, eu dacă, la cât ghinion am, dacă mă nășteam camion, eu eram un Iveco de la amărât, mă. Ala eram eu. Am ajuns aici la ora 11, este ora 1 și plecăm cu 12 paleți și evident, după cum v-am spus, oamenii m-au trimis aici cu gândul că eu mă duc la Witness. Când ăla m-a întrebat la telefon și am spus că astăzi este ultima zi și am până la ora 5. De ce să mă trimiți aici să iau încărcătură pentru un job de cel puțin 5 ore, încă 6 ore, 7 ore. Pula mea, eu știu cât o face jobul ăsta, da? Pentru ce mă să-l trimiți, mă, așa degeaba, mă, frate? A mai venit un șofer după mine aici, nici n-a avut ce să încarce, a plecat, nu știu unde s-a dus. Bă, sunt incredibil de retarzi, bă, băiatule, sunt ireali, sunt... Bă, nu știu, bă, nu le găsesc nicio justificare, frate, deci absolut nicio justificare. Să-mi bag pula că eu le pot găsi, ăsta are vreo justificare. Nu ai cum, nu există, doesn't exist. Fac și eu ca la, doesn't exist. Deci să dea draci dacă pot înțelege eu așa ceva. Mi-au găsit soluție ce să fac, evident. Le-am spus, bă, nu am cum, spuneți-mi unde las vagonul ăsta sau vin cu el în firmă, ca să... Că în altceva n-am ce să fac. Și până la urmă au găsit, au spus că este un șofer la zi în Doncaster, pe Decoy Bank, unde se lasă, se schimbă vagoane acolo în zona industrială, și a zis că e un șofer acolo care are un double decker și s-au dus să-i las lui vagonul ăsta, se va duce la Witness și mă duc eu în firmă cu double decker-ul respectiv. Bă, dar sunt ireali, bă, sunt... Nu știu, bă, mă depășește, mă... Mă credeți că eu... Deci eu de când vin la ăștia în prima zi, până plec în ultima, mie mi-e frică doar de chestia asta, de... Nu știu, bă, e o teamă de frică că nu o să-ți faci job-ul. Hai și eu acum, repede, 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 că e sensul mare, repede, 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 repede. Scuza-mă, boss, oricum ești aici. Nu te-am încurcat. Nu te-am încurcat. Da, e o frică de asta constantă. Băi, oare ce mai fac ăștia? Adică... Și, chiar dacă am timp acum, am timp să ajung acasă, nu-i problemă, e ultima zi, am timp, e ora 1. Mai fac, să spunem, o oră până în Doncaster, până a schimbat vagonul 50 minute cu ăla, după aia încă o oră până acasă, da? E unul, pune două ore, jumătate, la trei jumătate este acasă, am program până la ora 5. Bă, dar nu înțeleg de ce trebuie să ai mereu stresul ăsta, bă, ba ajung, ba n-ajung, ce job mai fac, ce job nu mai fac, dar de ce îl fac, dar de ce... Nu pot să înțeleg, nu... Pe mine mă depășesc total, mă... Nici nu știu dacă sunt surprins de ei sau la modul că sunt indiferent, dar nu, că apoi mă surprind în fiecare zi cât sunt de proști. Chiar aseară întreba pe unul dintre grupurile de șoferi, întreba cineva din zona aia, zona de nord, domnule, dacă știți o firmă care acceptă începători. Și cineva la comentarii a recomandat Readbordal, doar că să ai grijă că ea de la zi, de la birouri, sunt niște maimuțe. La modul ăsta s-a exprimat. Și frate, bă, nu că mai multe. Bă, dacă pui acolo o stană de piatră
cu un telefon lângă ei, mai deșteaptă decât aia de acolo, să moară măsă, dacă nu, sunt ireali, bă, ireali. Sunt incredibili. Aolo. Și mă gândeam și eu că, bă, termin și eu liniștit așa. Bine că nu sunt neliniștit, doar că așa mă miră prostia asta a lor, bă, frate. Deci mă miră prostia asta a lor. Și ați văzut, v-am spus de când am plecat, da, de la Sherpa. Zic, bă, nu cred că se gândesc că mă duc eu acolo. Băi, fix la asta s-au gândit, mă. Când ăla m-a întrebat, bă, până la ce oră ai și când e ultima zi. Și el acum mă luase că te duci la uine și descarc. Cum să mă la uine și descarc când eu am program până la 5? Spune-mi tu mie, cum mă duc eu la uine, descarc și mă întorc? Zic, nici măcar timp de condus nu are. Chiar dacă aveam timp, să zicem, să fac asta, să mă duc până acolo și să mă întorc, tot nu aveam timp de condus. N-ai, bă, nu există. Nu există. Nu există să moară măsa dacă există așa ceva. Haideți în Doncaster și după aia acasă. Ia uitați, fraților, este convoiul pentru sănătate mentală a șoferilor. Uitați-vă câte camioane și câți oameni sunt implicați într-un convoi pentru o cauză la care cei mai mulți români doar râd și fac caterincă și mișto. Da? Asta este pentru șoferul care s-a sinucis, s-a spânzurat aici în port în Immingham, da? Și a început o campanie foarte mare de conștientizare a sănătății mentale a șoferilor. Uitați și voi câtă lume este implicată. It's ok to not be ok. Aude și un teu. Deci da, am văzut pe poduri pe aici, era o grămadă de copii care se uitau și așteptau pe poduri, probabil să facă poze. Și uitați-vă câte camioane, frate. Superb gestul. Superb, superb, superb. It's ok to not be ok. Uite că oamenii puțin mai multă minte decât noi își dau seama că este o problemă și reacționează într-un fel sau altul. La noi, așa auto-intitulați regii ai șoferilor, fac caterincă și mișto. Fac caterincă și mișto și zic că suntem pis de plânge dacă avem probleme. Uite că alții consideră că nu suntem pis de plânge și e chiar ok să nu fie ok. Problema e doar să vorbești și să spui celor din jurul tău că nu ești ok și poate vei primi ceva ajutor. Asta e o lecție. Din păcate, românii nu știu să învețe nimic din lecțiile altora. Românii sunt atât știutori și inventatorii acestei lumi. Da. Dragilor, după cum vedeți, ieșirea 48, fratele vostru a terminat. Este ora 36 minute. Și am terminat, bă, și săptămâna asta, 4 zile. Cam greu au trecut așa. Mă gândesc, săptămâna viitoare mă așteaptă 5 zile care o să treacă la fel de greu. Băi, am schimbat vagonul cu colegul respectiv. Mi-a dat un vagon care are un palet refuzat de la vreo, cred că probabil de la Tesco, de la Doncaster, de acolo, habar n-am. Am luat palețelul, vagonelul și ne întoarcem și noi acasă. Avem de făcut așa, de curățat prin camion jeguri, de strâns acareturi, de alimentat și motorină și AdBlue, că e la 60% AdBlue. Avem și de spălat camionul, deci probabil pe la 4 am terminat și eu cu totul și am fugit acasica. Din păcate, weekendul ăsta doar o zi
stăm și noi pe acasă. Am văzut că mâine e vremea mișto, poate nici și noi pe undeva. Mâine, de fapt, nu că poate mâine, sigur începem pe undeva, pentru că trebuie să-mi iau card pentru Insta360. Trebuie să facem și cumpărături, pentru că astăzi nu mai mă duc. Am zis că dacă terminam de vreme, poate mă duceam, dar e deja târziu și nu mai mă duc. Deci mâine o să am o zi plină. Bine că măcar sunt cu fetele. Și am văzut că e și vreme mișto. Să sperăm că o ține așa. Bă, chiar dacă e noiembrie, să știți că a fost destul de cald, frate, până acum. Mai câte 15-16 grade ziua. Cel puțin cred că vineri sau joi dimineață. Nu mai știu, erau la ora 7 dimineața, la 8 dimineața erau 17 grade, frate. Deci era super cald. Super mega cald. Face și noi economie la gaz. Și așa e. Mi-am schimbat și mie acum, că fix acum mi-a expirat contractul la gaz, fix în noiembrie. Și începând cu 1 decembrie, în loc de 94 cât dădeam pe lună pentru gaz și curent, acum o să dau 140. Asta e. Asta e, n-am ce să fac. Până acum am avut tarif fix. Și acum o să trec pe standard, pentru că nu am găsit o altă variantă mai ieftină. Și oricum, având în vedere după la alți prieteni ce prețuri plătesc la gaz și curent, 140 de lire chiar mi se pare super mega ok. Firmă, dragă, firmă. O să sperăm că avem și noi de parcat pe lângă parcarea de mașini, pentru că trebuie să-mi iau careturile astea. Oricum, mai întâi am de făcut foarte multe, de alimentat, de făcut curățenie, de spălat, de lăsat vagonul. Și după aia o să venim la parcare. O să vedem acum dacă avem loc. Dacă nu, o să vedem pe unde ne parcăm și noi și poate ne trage mașina lângă. Intri acolo cu fața boss. Mulțumesc. Mulțumesc. Bă, am găsit și un card de alimentare de al nostru. L-am găsit la... ar fi un loc acolo, dacă nu mi-l ia cineva. Între alea două. Am găsit un card de alimentare de al nostru. L-am găsit la Sherburne în Elmet. Nu știu de ce șoferii sunt atât de cretini și bagă pe tubul unde bagi cheile, bagă cu tot cu card. Când știi că nu ai loc și ți-l rup aia, da? Nu înțeleg de ce fac chestia asta. Bă, sper să rămână locul ăsta liber aici până termin eu cu spălatul, cu toate alea, că am mașina... fix aici am mașina. Sper să rămână gol. De fapt, sunt două locuri. Dacă nu, putem să ne băgăm și în fața ăstuia până ne lăsăm toate acareturile. Ok. Băi, frații mei peloponezi, astea fiind spuse, ăsta a fost locul de săptămâna asta. A fost cine știe ce, probabil partea cea mai frumoasă a fost pe acolo prin Cornwall. Nu o să tai nimic din filmarea, fix cât are 20 de minute, așa va apărea în vlog. 20 de minute de pur și simplu relax. O să încerc să caut muzică pentru 20 de minute și așa va rămâne. Bine, voi probabil ați văzut chestia asta. Da, și cam atât. Să sperăm că băgăm și la viitoare iarăși munculiță și băgăm și vlog. Vedem. Gata, dați și voi un like, un share, un subscribe, un unsubscribe, în ce mai vreți voi acolo așa, și ăsta a fost vlogul de săptămâna asta. Pa!